ziua, dragii mei! Bine v-am găsit la o nouă rețetă. Rețeta de astăzi se numește ceapă pane rondele cu orez și cu legume. E o rețetă de post, fără carne, fără ouă, fără nimic. Haidea să vă arăt ingredientele. Bună ziua, vă spun și eu. Nu o să avem nevoie de foarte multe ingrediente, foarte puțină și o să iasă un meniu delicios. După cum vedeți, eu aici am două cepe medie, tăiată felii, uitați așa. Rondele. Da, nu e mai subțire ca degetul meu. Eu am spălat-o, am ținut-o în apă cu sare un pic, câteva minute, am străcurat, am tapetat-o cu șervețel și am pregătit aici. Deci avem două ceapă tăiat rondele. Aici am două linguri de făină normală, albă. Și aici am amidon de porumb, care o să punem două linguri aici. Făină. Da. Aici avem pesmet, după aia o să vină tăvălișit prin pesmet. Avem o cănuță de orez, care o să le fierb în apă cu sare. Și aici avem legumele pentru orez. Atât cât vedeți, dragii mei. Doi morcovi, o ceapă și jumătate de legături de pătrunjel. Bineînțeles, nelipsitul sare și piper. Și apa o să ne trebuiască la aluatul care o facem pentru ceapă. O să fie făină albă, amidon de porumb, sare, piper și un pic de apă. Deci o să fie fără ou. Și o să vină prăjit în ulei. O să vedeți. Și acum haideți să curățăm legumele, să tocăm și până atunci punem și orezul la fier. Până fierbe orezul pe foc, noi preparăm aluatul pentru ceapă și curățăm legumele. Dragii mei, ne punem să n-avem decât doi morcovi și o ceapă de tocat. Și vreau ca să o curățăm, să o tocăm. Noi am pus orezul în apă la fiert. Mă, nu v-am arătat, am pus un orez în apă, zice. Și lăsăm să fiarbă. Trebuie să face, dragii mei, o rețetă simplă, foarte simplă, foarte ușoară, foarte la îndemâna oricui. Deci va fi un orez cu legume și va fi ceapă făcut pane, rondele. Atât. Deci asta este meniul nostru de azi. Asta se poate numi și o rețetă de post, că e fără nimic. Înțelegeți? Și o să fie ceva delicios și foarte bun. Sper să vă placă, sper să vă încântă ideea că ceapă rondele nu prea vedeți voi în fiecare zi pe ăsta. Și eu zic că e foarte, foarte, foarte bun. O să și spăl asta, arunc și o să revenim. Am spălat morcovii. Și ceapa, așa cum le tăiem. Cum v-am spus, nu o să facem foarte mult, o să facem puțin decât o porție la fiecare, 4 porții mici, fiindcă atâta mâncăm noi. Dumneavoastră, dacă vreți, faceți mai mult. Eu aici am decât un pahar mic, am pusat deja acolo, un pahar mic de orez. Pentru noi e suficient. Voi, dacă vreți, faceți cantitatea care o doriți, câte persoane sunteți. Noi suntem 4, e adevărat, dar
vrem porții mici. Că, de exemplu, vă spun sincer, mie nu prea îmi place orezul. Da. Așa că vă, dacă vă place și veți porții mari, dublați cantitatea. Deci, nu pot să vă spun exact gramajul, că v-am spus. Eu totdeauna încerc să fac mâncare mai puțină, fiindcă eu fac de două ori mâncare fiartă pe zi și nu vreau decât ce mâncăm noi o singură dată. Nu să-mi rămână mâncare peste mâncare, să o arunc. Că în ziua de astăzi nu se aruncă mâncarea, că ați văzut. Este foarte, foarte scumpă. Și atunci, de ce să aruncăm mâncarea când putem să facem puțin? Și așa că să... Eu v-am spus cantitatea care o fac eu și voi o faceți care o doriți voi și puneți cât sunteți. Puneți mai mari sau mai mici și mai ales condimente. Și de regulă e mai bine să puneți mai puțin, gustați și faceți după gustul dumneavoastră. Exact. Și acum am tăiat un morcov și una o să răzălesc. Pentru culoare fac lucrul ăsta, că aș putea să o taie tot așa cu cuțitul, dar nu vreau, vreau să o răzălesc ca să fie o culoare așa foarte frumoasă de morcov. Și bineînțeles, uite, am acolo și n-am folosit, am primit de la cineva și să știți că am adus aminte și o să folosesc acum la orez. Știți că eu am primit de la o doamnă scumpă, doamna Lavinia, am primit trufă săracului, ciuperci, care eu le-am măcinat, e un praf, e ca condimentul. Da, chiar n-am folosit și niciodată. Și n-am folosit-o. Și acum, uitați, așa vorbind cu voi, m-am adus aminte și o să băgăm în orez și un pic de trufă. Puțin, ca să vedem. Pentru gust, oricum, e și de post și nu-i post, dar eu v-am dat rețeta de post. Voi puteți să faceți, de exemplu, și cu ou, dacă nu mâncați la post, dar nici noi nu mâncăm la post, numai noi am vrut să mâncăm fără carne. Asta e tot, ca să știți. Dar am adus aminte de condimentul ăla special pentru noi și acum vreau și să o folosesc. Să vă arăt și vouă și, bineînțeles, pentru noi ca să folosim. Dar aia se pune... La foarte sfârșit, puțin, da, la sfârșit, ca condiment, da, exact. Deci o să răzălesc morcovul și mă duc să vă aduc și condimentul. Deci asta îl răzălim, morcovelul. Gata, uitați-vă aici. Uitați cât legume folosesc eu, vedeți? Dar nu avem nevoie de mai mult. Deci nu mâncăm cu 10 linguri, dragii mei. Mâncăm mai puțin. Vrem să slăbim. Mihai zice să nu vă spun nimic, să tac. Dar, dragii mei, mai vorbim, că de aia, Doamne, iartă-ne, de aia suntem aici să comunicăm, să vorbim, nu? Acum mai și glumim acum. Dar adevărul că da, eu vreau să fac mai puțin. Asta e adevărul, nu e minciuna, e pur adevăr. Deci nu vreau să fac cantitate foarte mare. Vreau să fac puțin și eu vă spun. Corecta, dar nu mă lasă Sanda. Sanda, să te iei de Mihai, că mă corectează. Și pe noi ne abandonează. Dar noi oricum o iubim. Exact. Pe Sanda noastră dragă, pe care o prețuim. Deci eu am pregătit legumele, atâta legume o să vină la orez. Orezul după ce o să fiarbă, pun în apă cu sare, las să fiarbă 20 de minute și după 20 de minute vă arăt, după ce s-o fiert orezul, cum pregătim legumele. Deci avem două linguri de făină albă și acum punem două linguri de amidon.
Don de porumb. Atât, da, amidon de porumb. Și asta și luăm, că nu mai o folosim. Și uitați-vă aici, amestecăm făina cu amidonul. Așa. Deci jumate-jumate. Deci două de făină, două de porumb. Acum, eu am pregătit, de-aia am pregătit aici, că o să-mi trebuiască. Uitați, punem un pic de piper. Deci aici am făină. Așa, de să fie condimentat bine. Asta e intenția. Că de aici ia tot condimentul. Și sare. Oregano nu pun, că la micuța, la Miriam, rândul trecut nu i-a plăcut. Am acasă oregano, dar o zi să nu mai pun, că nu-i place gustul. Și atunci nu mai pun oregano, dar voi dacă aveți acasă și vă place, să puneți și oregano uscat, proaspăt, cum aveți. Că îi dă un gust și o aromă aparte, dar la micuța nu-i place. Mie îmi place, dar la micuța nu-i place. Și atunci eu nu o să pun acum. Dar voi, dacă vreți și aveți, să puneți. Și acum, haideți să... Deci, eu o fac acum fără ou, numai amidon, făină și apă. Atât. Și condimente. Deci am folosit la 4 linguri de făină, adică 2 de făină și 2 de amidon, 4 linguri, o păhăruț de pahar de 200 de mililitri de apă. Și uitați-vă aici, așa trebuie să arată, ca să amestec bine, să nu rămână cumva cocoloasă. Deci trebuie amestecat. Și cum v-am spus, asta este compoziția în care o să vină ceapa moiată și tăvălită în pesmet. Aici, în pesmet. În pesmet mai putem să punem un pic de condimente, nu mult, un pic de sare, foarte puțin, și un pic de piper. V-am spus. Nu e prea piperat. Nu o să fie prea piperat, că n-am pus foarte mult și nu pun mult, dar trebuie să iei gustul mi-ai de undeva, înțelegi? Uite. Deci aici am pesmet. Pesmet din comerț, din aia fin. Dumneavoastră, dacă aveți acasă altceva, parmezan aveți, da, iar atunci nu-i mai de post. Se poate și prin parmezan dat, se poate multe feluri, dar eu fac varianta cea mai simplă posibilă, vă fac și vă arăt tot timpul rețetele cea mai simplă și cea mai delicioasă, ca să știți. O să vedeți cum o să iasă ceapa asta și ce gust are. V-am mai spus și vă spun, mie îmi place foarte mult ceapa, fie prăjitor cum ar fi, ceapa mă place foarte mult. Și acum, haideți să vă arăt cum procedăm, ca să știți. Deci am făcut compoziția și ceapa, uitați, asta e două, nu le-am... Hai să punem aștia, că care-s câte una. Așa, vedeți? Băgăm așa în compoziția asta, așa, bine. O tăvălim și exact ca o carne pane, ca când faci ceva, uitați-vă aici. Și acum vezi că mi-s curată pe mână, n-am pus mâna mea. Asta vine prăjită, nu? Da, o să vină în ulei. Ulei, trebuie să aveți ulei încins, mai mult un pic. Și uitați, vedeți? Acum o să le punem așa în ulei. Deci asta este procedura, foarte simplă. Foarte simplă și gândiți-vă, nu vă costă nimic, ce e o ceapă, două, cât vreți să faceți. Așa că așa se procedează, dragii mei. Scurgem de aici, băgăm în pesmet. Și de aici... Și la prăjit acum? Imediat. Stai că mai este unde sunt câte două, nu le-am văzut eu, nu le-am... Uite, de exemplu, aici nu le-am desfăcut, n-am văzut că-s două, na. Vedeți? Na. Deci... Cât e una. Și v-am spus, nu tăiați foarte groasă ca să se facă
repede, asta e și ideea, înțelegeți? Deci, ca să se facă repede, nu poate să fie nici foarte subțire, că dacă e foarte subțire, nu puteți lucra cu ea, credeți-mă, că se rupe. Și v-am spus secretul, să fie uleiul mai mult și foarte fierbinte când o puneți. Și să vedeți ce bunătate iese. Și să, bineînțeles, să fie foarte bine condimentat. Nu vă trebuie carne, nu vă trebuie ouă, nu vă trebuie absolut nimic, ca să știți. Am băgat aici 3 căni de apă, acum punem o linguriță de sare și punem orezul, o cană de orez care eu, bineînțeles, le-am spălat. Uitați, vedeți? Le-am spălat. Și amestecăm cu o lingură și lăsăm să fiarbă timp de 20 de minute în apă cu sare. După ce s-o fiert în apă cu sare, o să vă arăt procedeul mai departe. Stați, mai au rămas niște bobițe aici, cum le-am spălat, s-o lipit de farfurii, de blidul ăsta. Atât. Și acum punem un capac și lăsăm să fiarbă 20 de minute. Timpul ăsta prăjim și apa sau nu? Până fierbe. Putem prăji, da. Și acum le tragem. Dragii mei, uitați, am băgat tot aici, în aluatul ăsta. Le scurgem și le punem în pesmet. Ați văzut? Și acum, uitați, să nu mă murdăresc eu pe mâna, cu o linguriță, cu o furculiță, cu ce puteți să lucrați, o tăvăliți în pesmet. Așa. Vedeți? Uitați ce fain se face. Și le luați și le puneți aici. Și suntem gata. Acum o să mergem la aragaz și la aragaz o să le punem în ulei încins. Mai este, asta s-a rupt. Și o să le prăjim. Da. Și după aia faci orezul, nu? Da, după ce s-o fiert orezul, le arăt cum le călesc. O să vadă legumele și cum le facem pe farfuria. Uitați, aici. Așa arată, vedeți? Am dat-o prima. Și acum numai le prăjim. Acum, după ce am dat în pesmet, uitați, mai dăm o dată în aluatul ăsta și o punem în ulei fierbinte. Deci încă o dată în aluat. Încă o dată. Ce ai crezut? Că ai scăpat? Nu mai trebuie așa un pesmet în unde. Nu mai. Ajunge. Deci, dragii noștri, să nu uităm, este prima mâncare făcută pe aragazul nostru nou. Am spus asta. Era să uităm. Rondele de ceapă prăjite, mâncare de post. Prima mâncare pe becul nostru. Nou-nouți. Ce frumos arată răgazul nostru, frumoșel, sper să meargă cât de bine. Cuptorul e electric, nu știu cum, o să ne descurcăm cu el. Dar până o facem noi odată pe săptămână, eu știu, sper să nu consume foarte mult. E clasa A, dar dacă era A+, sau A++, cumva să vedem. Eu oricum am notat data și o să văd lunar cam cât consumă. Acum, eu îl fac la foc încet, încă nu e rumenit, vedeți? Dețineți minte, nu are niciun gram de ou, nimic, absolut nimic, decât făină, amidon, condimente și apă, nimic, ou, nimic. Altceva. Uitați, fierbe și orezul. Uitați-vă aici, vedeți cum arată. Ăsta este orezul nostru. Mai trebuie un picuț, nu mult.
și oprim. Nu trebuie întors, Mihai, are tu. Nu. Unde le pui? Mai scoți aia. Am. Unde să le pun numai? Încă nu-i făcută, vezi? Că e la foc încet și nu s-a roșit. Uite, aici le punem, tare. Astea să mai roșesc? Normal că să roșesc. Dacă să nu roșesc. Că e la foc încet. Mi s-a obișnuit cu aratazul ăla, la mereu a perturbat. Și asta e la placără minimă. Și am în două crești, la asta se vede placără. Da. Vă arat și orezul. Deci orezul o prim imediat. Care e? Oprit? Da. Deci, orezul l-am oprit. Da. Ce, Dumnezeu, nu poți să dai mai tare, că e foarte încet. Mai tare pot să dau. N-am să... Vreau să se rumenească, știi? La minim, poate la și mai tare, dar ne stropește. Imediat, cu puțină răbdare. Mai alunecă și pe asta chiar așa. Mai scrieți-ne, dragii noștri, ce ați mai făcut dumneavoastră, cum sunteți, cu sănătatea. Vă mulțumim de atâtea comentarii. Din ce ne unge sufletul, noi le citim. Atât sunteți de vezi că se roșesc. Deosebiți. Numai nu, trebuie lăsat mai mult. Nu că nu preferăm, preferăm și criticile constructive. Da, chiar vă rog să ne spuneți că poate mai călcăm strâmb. Să ne atenționați, cum atenționează pe mine Sanda, să nu mai corectez pe doamna Margaret. Normal. Fac tot posibilul, că nu vreau să pierd așa urmăritoare. Cine mai face mie poezii și la doamna Margaret? Doamna Lavinia, vezi, Sanda, că ai... Ai locuitor. Nu mai glumi, că nu toată lumea știe la glumă. Da, știe, doamna, să nu se ruște, doamne. Știe că noi iubim ca pe toți urmăritorii noștri. Trebuie să mă pun într-o zi să compun și o poezie a doamna sa. Mai ultima tură. O să mai lăsăm un pic, asta s-a roșit mai bine. Lăsați-o mai mult da, până să roșesc. Aici. Foarte frumos. Astea sunt mai mari, de aia o gaură așa mare, dar astea, uite, astea aici care scoase foarte, foarte bine. Da, eu dacă nu știam, dar și le vedeam, eu până în lumea nu ziceam că e ceapă asta. Prăjită rondelul, nu
ziceam pe ceva gogoș sau ce, bar n-am. Ce să-ți vorbești gogoș? Ei, nu știam. Îmi fac și gogoșile așa rotunde, știi, numai nu. Da. Bine, astea nu sunt așa crescute. Deci asta a fost, cred că poți să-mi prești la regal. După cum vedeți, ceapa noastră este gata. Acum imediat vi-l fac orezul, nu? Orezul, trag legumele la tigaie și după ce am tras-o la tigaie, o să punem peste orez. Și după cum vedeți, am pus o lingură de ulei, am pus legumele, ceapa, morcovii și pătrunjelul. Acum punem o linguriță mică de tot, un vârf de cuțit de condimente de trufă săracului, ce am primit, condimentul ăla de ciuperci. Deci, uitați, așa, și acum punem asta peste, da, așa. O să duc un pic de apă. Trag orezul pe flacără? Da, o să trag. Vezi că nu eu aici. Asta cu flacără să nu mai prinde mai. O să mai punem și un pic de apă, așa. Și acum, uitați-vă aici. Amestecăm orezul cu legumele. Orezul e bine fiert. Ei, mai dăm un clocot, că legumele sunt din stuită, foarte bine, vedeți, uitați. Și după ce am dat un clocot, putem să luăm jos, să servim în farfurie. Deci cam așa arată legumele noastre, o să pun pe ea frunză de pătrunjel, așa. Și servim în farfurie. Este primul preparat al nostru pe primul nostru aragaz. Dragii mei, asta este orezul cu ceapă pane rondele. Eu zic că arată bine. Vreau să vă arăt ceva. Vreau să rup una. Uitați-vă aici cum arată. E crocantă, vedeți? Înăuntru foarte bine făcut. Ce crustă are! Sincer, are o crustă groasă. Foarte bun. Încă și eu puțin aici. Să știți că Mihai nu rezistă. E foarte bun, chiar e bun, are o crustă crocantă, groasă, e gustoasă, sare, piper are suficient pentru noi. Da. Deci, dragii mei, asta este preparatul nostru, sper că e și încă ceva, puteți să mâncați cu sosuri. Deci, se poate lângă ea pus sosuri și mâncat decât sosul, fără orez. Așa că, dumneavoastră. Da, o să pun și eu sos și punem rondelele lângă sos. Eu n-am simțit ceapa. Dacă nu știam, cum a zis, nu știam că ceapa. Foarte bună. Dragii mei, dacă nu încercați, nu aveți de unde să știți cât e de bună. Ceva extraordinar. Uitați-vă, dragii noștri, la rețetele noastre. Rețete simple și bune. Și în urmă vă uitați atâtea rețete și puteți să vă alegeți care meniu doriți, care rețetă, care prăjitură vă place. Care bun. Nu avem rețete sofisticate, simple și foarte gustoase. Dragii mei, cine s-a gândit că din două cerepe, dintr-o mână de orez, să face un meniu. Cine s-a gândit? Deci, credeți-mă, nu mă laud, că lauda e la Dumnezeu, nu la mine. Dar vreau să vă spun, nici prin cap, poate nu v-a trecut, că din două, cum v-am spus, să face un meniu. Ați văzut că n-am consumat
carne, n-am mers la cumpărături să cumpăr cașcavaluri, ouri, carne, deci lucruri scumpe. Ce am avut acasă, dragii mei? O ceapă, o mână de orez, am făcut un meniu delicios. Și se poate mânca, oricine o poate mânca, arată bine, gustul este nemaipomenit, trebuie să o încercați, musai, obligatoriu. Și vă spun sincer că o să mai faceți poate și de 2 ori pe săptămână, de 3 ori, atât ai de bună. Foarte simplă, foarte, și foarte gustos. Da, foarte bună. Credeți-mă, eu aș mânca-o, să zic, fiecare eu zi. Eu cred că la restaurant, dacă este, nu știu, ar fi o specialitate. Așa că, dragii mei, încercați, că nu o să vă pare rău. Eu nu rămâne decât să vă spun poftă bună, să o încercați neapărat și vă doresc o zi minunată și vă spun la revedere!